nu să mai vedeți jucători care fac ce s-a întâmplat. Nu mai vreau să critic, dar la Steaua există disciplină. Ce e nu-i disciplinar, nu mai calcă la Steaua niciodată. Sau dacă, de exemplu, vine un jucător la Steaua și el face acte de indisciplină, imediat îl arunc, imediat la echipa a doua, nu mai calcă. Pentru că am făcut o greșeală și am pierdut campionatul. Și am pierdut și am și pierdut și antrenorul sub vestiarul din cauza greșelii aia. Nu vii la Steaua jucător și faci tu mendele și faci tu ce vrei tu. Nu, tată, la Steaua ești slujitorul stelei și slujitorul echipei. Nu vii ca un fel de grangure în vestiarul stelei și ieși tu și după aia mai ieși pe Florinel să mai tragă o țigare și pe Cutare mai tragă o țigare, că n-ai cum să-i spui, de exemplu, dacă Florinel, să zicem că fumează. Păi poți să-i spui lui Denis Man sau lui Cutare, băi, n-ai voie să fumezi. Păi stai, bă, pe ăla de ce-l lași? Ori nu-i lași pe toți și, uite, din cauza asta că fuma el, trebuia să-i lași pe ailați. Da, sunt totuși jucători care relaționează diferit cu antrenorii. De exemplu, Tamaș, mă gândesc. Era un jucător problematic, da, cu Laurențiu Reghe, că a colaborat foarte mult. Am făcut o mare greșeală. E Tamaș un băiat extraordinar și acum mai de la. Am făcut o mare greșeală, am pierdut campionatul din cauza lui. A făcut un scandal pe nu știu ce cantonament, nu știu pe unde, a aruncat cu țigare, a făcut adresă, a îmbătat. Am zis, mi-a zis Ana Maria, hai să-l iertăm. Am vorbit cu Reghe Camp, hai să-l iertăm. L-am iertat și am pierdut campionatul. Nu se iartă în situațiile astea. Deci de acum încolo nu mai iert. Am experiență, două experiențe. Nu se mai iartă la Steaua, da? La Steaua nu mai este cu... Faci greșeli, trebuie să plătești. Te plătești cum plătești. Te critică Becali și te face praf la televizor ca să te înveți minte, că n-are timp Becali să stea după voi să vină pe la cantonamente să vorbească cu voi și stai pe bancă. Și Dumnezeu când greșim ne bate. Numai decât o palmă. În funcție de greșeli. Dacă faci mai mare, îți dă și un pumn. Ați rezolvat fundașii centrali? Spuneați zilele trecute că aveți nevoie de doi fundași centrali. M-am rezolvat, dar o să rezolvăm. Iulian Cristea este unul dintre ei, da, pentru care da, discutați. O să vedem, o să încercăm. Celălalt este Alex Pașcanu? Nu știu, o să vedem. Bun. Vorbeați mai devreme de indisciplină. Indisciplină înseamnă și fumatul, adică poate fi sancționat și Florinel și jocuri pe calculator noaptea, eu știu. Indisciplină înseamnă fumat. Jocul pe calculator n-am eu cum să-i controlez. Jocul pe calculator se pedepsesc ei pe ei singuri. Știi cum? Mintea lor nu mai e limpede, ei nu mai pot juca și pedeapsa este pe bancă. Greșeală, adică se transpune pedeapsa lor în rezerve. Adică dacă joci pe calculator, nu mai poți să fii tu 100%. Și o să greșești în timpul meciului. Ca dovadă, vei primi altă pedeapsă. Ne putem aștepta să rezolvați măcar un transfer până la următorul meci? Transfer ce? Nu știu, ați spus de fundaș și ați spus de portari. Să vedem vreo noutate în echipă la următorul meci? Deci portar, nu știu dacă o să aveți, dar vreau și portar. Ce-am spus, așa fac. Deci tot timpul m-am mai luat de ei și am mai trecut cu vederea. Numai că acum așa o să fac. Adică portarul o să aduc. Nu se poate. Deci, domne, că spunea și meme și domne că l-ai distrus, că cu tare pe Belgrădean. Păi bă, că dacă nu-l distrugi și nu-l cerți, când îl sui și-l cerți, el când intră în poartă acolo, mamă, iar mă ceartă neagici. Și stă atent. Și dacă îl lași lejer, el lejer, Bărgădear, mai primești și un gol, care e problema? Sau pe Planici, dacă nu-l cerți, sau că citeam că nu știu ce, că domne, vezi, doamne, că impresarul se supără, și dacă se supără impresarul, care e problema mea? El are un contract, îl respectă contractul cum respectă eu salariul. Și pe mine mă interesează impresariul Planici? Nu mă interesează de ei. Ați avut o discuție cu Planici sau cu antrenorul despre evoluția asta de la Călăraș? N-am. Cred că discuția mea, am avut o discuție. Au ascultat, cred. Și o ascultă și acum.
cred că au ascultat-o. Aia a fost discuția mea cu ei. Mai trebuie să le mai spun? Ei nu știu ce au făcut? Ei nu știu, Planici nu știe că s-a apucat să doarmă în careu ca să-l dribleze ăla Deniop? Mediop. Sau el, Bălgădean, el nu știe că a zis, băi, uite, vreau să-mi dai un gol. Și dacă îmi dai tu mingea? Că din eu pe ăla i-a zis, băi, eu ți-o dau ție în brațe, s-o prinzi. El a zis, băi, tu mi-o dai mie s-o prinzi. Dar eu nu vreau s-o prind, eu vreau să se ducă în gol, în plas. El nu știe, Bălgădean, asta? Calancea, portarul de la Dunărea, spunea ieri că ar fi deschis la discuții dacă sunteți interesați să-l aduceți. Vă place? E pe lista dumneavoastră? Calancea? Hai să nu vorbim de asta. Deci noi portarul o să luăm în vară 100%. Deci avem un portar care o să luăm în vară 100%, da? Am vorbit, de exemplu, cu Trăgea și a spus, domne, nu vreau să-l pedepsim acum pe Bălgădean. Și a zis, bă, eu nu-ți fac echipă. Fă, joacă cu cine vrei. Nu, dar ce v-am spus. După ai spus, fă ce vrei, că nu-ți fac echipa. Ți-am zis că nu mă bag. Singurul lucru care ești obligat, Matei. În rest nu mă bag. Fă ce vrei. Și urgența la transferuri, care ar fi? De fundași centrali? Păi nu mai fundași central. Păi noi ce avem nevoie noi de atacanți? O să vedeți cu Matei în teren ce se întâmplă. Să vezi și atacanți. Noi ce, adică Mantănase, Coman, eu credeți că tripleta asta mă dezic de ea? Nu mă dezic niciodată de tripleta asta până la moarte. Mantănase, Coman, nu mă dezic de ei niciodată. La Pașcanu, cum vi s-ar părea mai convenabil? Să luați împrumut până la vară sau să-l transferați de acum? Nu știu despre Pașcanu, abar n-am despre Pașcanu. Mă întrebați ceva despre ceea ce nu știu. Ne-ați mai spus că sunteți interesat de el. El ne-a spus că ar vrea să vină la FCSB. Da, se cam leagă poveste. Vreți să negociem la televizor despre Pașcanu? El e liber, o să-l luăm liber. Îl luați în vară liber. El spunea că i-ar conveni foarte mult lui să vină la FCSB împrumut până în vară. Păi o să vedem. Acum, uite acum, după ce închid cu voi, dau ordin să se facă asta. Credeți în titlu în continuare? Pe cuvânt așa o să fac. Nu? Credeți în titlu? V-ați schimbat puțin părerea că ați fost foarte supărat după ultimul meci? Nu cred. Păi cred, vreau să văd meciul. Cu Hermannstadt. Dacă faci egal cu Călărașul, cum să vrei titlul? Păi ești nebun? Păi bă, pe care ai ceva la cap? Păi dacă tu te driblează mediop și face praf pe fundaș și central, de fapt nu, pe unul doar. Și dacă te faci egal cu Călărașul, cum să vrei titlul? Ai ceva la cap? Ești nebun? Nu sunt nebun. Nu vreau încă titlul. Și CFR Cluj a făcut egal și acasă. Da, așa da, că... a făcut CFR Cluj. Dar CFR Cluj n-a făcut ei egal. A făcut Dumnezeu egal. Asta și e. Pentru că ea a scos 3 de pe linia porții, a avut bară, nu mai știau oamenii. Penalti, da. Nu mai știau pe ce lume sunt. Știa că sunt pe nori. Da, așa este. Mai înțeles? Așa a făcut egalul, așa se întâmplă. Așa se întâmplă. Da. Noi ce am jucat noi cu Călărașul, nu ai cum să ai pretenții la titlu. Nu ai cum. Ce spuneți de Dinamo și acest rezultat de 3-0 cu Poliaș? Păi ce, ăla a fost fotbal? Eu n-am văzut în viața mea fotbal așa ceva. Eu n-am văzut fotbal. În viața vieților mele, nici în divizia ce n-am văzut fotbal așa acasă. Era o circăreală de fotbal când n-am văzut. N-am văzut nici măcar 3 pase. Dar nu vreau să vorbesc asta. Nu mă interesează. E problema lor. Am râs. Când am văzut fotbal așa, nu era fotbal. Adică nu vă așteptați ca Poliaș să joace atât de slab? Da, nu atât de slab. Păi nu, slab și Poliaș. Dar în partea ailaltă n-am văzut 2 pase niciodată. E adevărat că a scăpat, a dat la Montini, acolo un gol întâmplător. După aia a dat Montini iar că a dat la 2-0. S-a văzut. I-a dat Nistor pasa aceea, da. Nistor s-a văzut valoarea lui. Și al treilea nu mai l-am văzut, că am început să râd. Și azi mai bine citesc Ioan Gură de Aur decât să mai mă uit la Dinamo. N-am ce să câștig. Ce spuneți de Montini? 6 meciuri, 6 goluri.
L-ați luat în vizor? Mă interesează e problema lui Montini. Nu mă interesează de Montini și nu mă interesează de Dinamo, că nicio șansă, oricum nu mai au șansă de play-off. Deci, nu mă interesează, n-are rost să vorbesc despre Dinamo, da? Numai că vroiam ca Iași să câștige. De ce? Că vroiam să, ca ultima etapă cu CFR, ca să conteze pentru play-off, adică să-și dea simța mai mult cu CFR în play-off. A ultimul meci cu play-off cu CFR. Altfel nu mă interesează, că nu mă interesează Dinamo. Treaba lor ce face Dinamo.